Sau poate l-am înțeles noi bine. Vă În răspund mod clar, o întrebării secundă, haideți dumneavoastră. să facem o dezbatere, domnule Tomac. Sigur. În mod clar, în regulament s-a păstrat această opțiune, fie ești vaccinat, fie ai fost infectat cu virusul COVID-19 sau, în cazul în care nu vrei să te vaccinezi, ai această opțiune de a îți face testul PCR. Eu cred că este un pas important pentru că în continuare suntem în plină pandemie. Nu am scăpat de acest pericol, din păcate. Criza de sănătate nu s-a încheiat și cred că este corect să informăm pe cetățeni, să nu-i alertăm cu știri false. Domnul Tomac, și poate n-ați mai fost pe la București în ultima vreme. Este o debandadă și o delăsare. Ce pandemie? Nu mai este nicio pandemie. Dar nu numai Folcă în București. E, avem, vine pesta imediat peste noi, pesta lui Albert Camus, ciuma probabil. Am scăpat de COVID. Aici este cu țânțar, cu căpușe la București. N-ați mai fost de mult. E mizerie. Am fost acum 2 zile, am plecat din țară la Strasburg. Deci sunt în țară permanent. Important este, și nu numai la noi sunt atât de multe relaxări, ceea ce este bine până la urmă, pentru că acolo unde situația ne permite, trebuie să relaxăm cât mai rapid lucrurile pentru a reporni economia și pentru a da Stelea Negra, le reda oamenilor dinte, libertatea deci de a-și acum lua mă viața scuzați, domnule Tomac. Dar, bun, deci,